Bună seara, bine ați venit la finisajul expoziției domnului profesor Gheorghe Cucureanu și la lansarea de carte a elevei domniei sale, Andreea Fracase. Vino aici, în prim plan. Sigur, fiind vorba de un finisaj, practic nu putem invita publicul potențial să mai vină să viziteze expoziția, însă bănuiesc eu că în cele două săptămâni cei interesați au putut să intre și să admire această expoziție de substanță. Pentru că domnul Cucureanu nu este doar profesor la liceu de artă, este și un talentaș plin de har, artist complex și grafician și decorator și pictor. De asemenea, printre calitățile sale se numără și implicarea în educația permanentă și prin Centru de Educație Estetică are multiple preocupări de această natură. Dar mai mult vă va spune dumnealui. Eu vreau doar să felicit acum pe Andreea pentru cuvintele scrise, tipărite, care, știți, vorba zboară, scrisul rămâne. Un an a fost și eleva mea. Am discutat noi atunci despre multiplele forme de comunicare și cum ea era un pic mai introvertită și nu prea comunicam prin vorbe. Iată că acum ea ne oferă niște gânduri, niște sentimente într-o formă scrisă. Însă ca să-i lansez și o provocare, atunci când va lua cuvântul, pentru că cartea are un subtitlu, cuvânt, culoare, simbol, să-mi tălmăcească și mie expresia roșu minodor. Pentru că eu am lucrat până la 60 de ani cu culori și n-am găsit acest roșu minodor. Și se pare că nici dexul nu-l conține, dar totuși poate este o licență poetică și așa cum, nu știu, Cristian Tudor Popescu inventează cuvinte, deși n-ar inventa și Andreea Fracase. Însă, ca să totuși să plecăm de aici în seara asta cu o noțiune nouă și, deci ai prins ideea, da? Și să nu uit să-i mulțumesc fostului meu elev și actual coleg de-al nostru, Ștefan Hunter, faptul că a adus o întreagă clasă de elevi și nu de la liceul de artă, cum ar fi fost normal să fie aici plin de elevi de la liceul de artă. Sigur, sunt câțiva elevi ai domnului profesor Cucureanu, dar nu e de ajuns, pentru că Andreea are și mulți, mulți alți colegi și prieteni, nu? Bine, mai departe, domnul profesor, va fi conținut. Roșu minodor. Îi mulțumesc domnului președinte. Într-adevăr,
Există, trebuie spus că limba română este o limbă vie și în mare parte limba care o vorbim noi se datorează poeților. Eminescu a avut o contribuție uriașă și a făcut limba, poeziile lui Eminescu reprezintă un salt pentru limba românească. Dacă ați citi cu 5-10 ani înainte de el, de pildă, limba lui Caragiale, să știți că era cu tot o altă limbă și noi n-am fi înțeles-o. De pildă, la, noi spunem acum desen. Ei, la începutul secolului 20 se spunea desemn, cu M, desemn. Deci, nu mai zicem de alte cuvinte, fotbal, care vine din englezesc cu football și altele. La începutul secolului 20, chiar acum am văzut, se scria pe afișe meci de fotbal, adică exact termenul englezesc. Mai târziu s-au prelucrat și au apărut cuvinte noi. De asta eu am urmărit pe Andreea cu atenție și chiar când am văzut în poeziile ei multe cuvinte noi, am zis, mă, poate tu inventezi cuvinte, nu zic că e rău, dar trebuie să conștientizăm și trebuie să știm cum să le folosim. Tu ce părere ai despre Roșu Minodor? Îți place cum sună, nu? Nu e adevărat. Ia, spune. Despre ce e vorba? Într-adevăr, în aparență, această expresie... Într-adevăr, această expresie poate să aducă multe problematici, însă, din perspectiva unui copil, această expresie prinde viață. Datorită sufletului său pur, el nu mai înțelege cuvântul ca și în literatură. El îl înțelege prin sentiment, prin suflet. Cum ar fi să zicem roșu permanent, cum zicem noi, pic. Nu ar avea nicio noimă în poezie. Roșu Minodor sună frumos. Da, mulțumesc pentru... Așa, cartea aceasta nu este o carte definitivă, este rodul unui etape și este o, să-i spunem, o etapă intermediară. Astăzi am dat lui domnul Ivescu 40 de poezii, Andrei are vreo 90, de fapt. Aici sunt cuprinse doar 15 poezii, care am crezut eu că sunt mai semnificative, și care ridică mai puține semne de întrebare, pentru că ea este, poeziile ei ridică semne de întrebare și au profunzimi uneori de neînțeles, de neînțeles și, dar i-am zis, măi, tu trebuie să faci și filozofie, poeziile, ea scrie poezie filozofică, nu sunt poezii de dragoste, nu sunt poezii de care își descrie viața, sunt poezii în care fiecare poezie conține câte un arhetip. Aș putea zice că sunt de influență mitologică chiar, și chiar astăzi mi-a adus o zicătoare din Tarcău, nu? Care avea în jur de 100 de ani, o colindă care se cântă acum de sărbători și mărturisea, uite, stilul meu se aseamănă cu această colindă. Deci are un stil care de-abia acum se structurează. Și asta e nota ei de personală. Deci în același timp ea a făcut și o expoziție de pictură la Galeria Dava, care se termină zilele acestea, și copiii de la numărul 3, de la clasa 9, de la Liceul Parhon, privat, au participat la vernisaj și au scris câte ceva despre expoziție și despre ce cred ei că reprezintă poeziile Andrei Fracase, și sunt și ei prezenți în această lucrare. Eu n-am vrut să fie numai ea prezentă, am vrut să fie prezentă cât mai mulți colegi.
Și în așa fel, ilustrațiile sunt făcute de o colegă de ei, Găteș Beatrice, apoi fotografiile inspirate care sunt aici sunt a lui Crina, nu? Mai sunt prezenți copiii de la numărul 3, bunica ei, care are și ea o poezie pe așa, și din toată această, să-i spunem, compoziție, a rezultat acel volum care se află, se numește Răspuns. Deci culoare, cuvânt și simbol. Urmează acum girul maestrului de la Kriga Rux, domnul director Cristian Livescu, care își va da girul de critic și va publica albumul ei la editura Kriga Rux. Deci eu doar am făcut o etapă intermediară. Țin să spun aici că asociația noastră s-a specializat în debut tinere talente. Deci e deja al 8-lea debut cu Andreea, pe care și pictură și poezie. Deci noi îi ajutăm, pentru că nu-i chiar așa de ușor să debutez, nu-i suficient să pictez, trebuie să îți transform limbajul vizual sau poezie într-un limbaj accesibil când ești pe piață și păi, trebuie prezentare, o prezentare de calitate pe care o înveți tot făcând. Deci noi artiști ne specializăm de la expoziție la expoziție și fiecare manifestare aduce un plus. Acestea fiind zise, o invităm pe o colegă să vorbească, care e un proiect mai vechi, încă din luna la bibliotecă a venit doamna profesor Magda Eftimie cu o clasă de la Petru Rareș. Și noi am venit cu o expoziție, acolo a fost prezentă și Găteș Beatrice și Fracase Andreea și Balmuș Bianca și Meiri Daniel și Giurgiu Crina, dar și o invitată de onoare, Sabine Levarlet din Franța, care a venit cu niște poze superbe. Și elevii colegiului Petru Rareș au interpretat din poeziile ei. Și tu faci parte din acea echipă, nu? Da. Hai, te rugăm să ne reciți o poezie care îți place ție și ai ales-o deja. Așa mai bine, așa. Taina mea o știu doar eu. Chipul, întrebării mele, spusă doar unui tablou cu tușe mari și grele. M-am obișnuit de mult cu pustiul în perdele, cu plânsoarea mea de lut, așteptând o revedere. A înțelesului pierdut. Doar ce pânza îmi mai vibrează, două nuanțe de persoană, una nouă ce visează, la fel ca mine, o speranță. O persoană care vede, iar eu observ prin trânsa, o culoare care crede în iubirea mea din dânsa. Doar a noi ce-a mai rămas, în pustiul din perdele, singuri și încununați în eterne înțelesuri. Mulțumim! Acum, la sfârșitul micului album, albumul se încheie cu mărturisirea Andreea Fracase. Și eu am rugat-o pe Andreea să adauge alături de poeziile și câteva explicații. Și ce m-a frapat pe mine cel mai mult a fost o poezie legată de moarte. La toți ne este frică de negru și de moarte și de suferință. Ia uitați ce zice autoarea. O nemurire în sufletul morții nu este doar o dorință, un vis, este o adevărată poveste de iubire, astfel fiind personificată
drept personaj masculin, pentru ochii eului feminin, moartea nu mai reprezintă o taină, ci mai degrabă un dor, o iubire de neînțeles aprofundată. Și ideile Andrei Fracasio le-a mai întâlnit la scrisori, în scrisorile lui Mozart, în care el spunea ceva asemănător. Mozart a devenit foarte fericit atunci când, cu 4 ani înaintea morții, a descoperit ce este moartea. Și a scris tatălui lui, foarte entuziasmat, tocmai murise mama lui. Și el își punea întrebări, ca orice om, ce face, care e atitudinea. Apoi, Alfred Manessier, un pictor francez, a reluat această scrisoare a lui Mozart și a transformat-o în pictură. Și dintr-un pictor ateu, cum a fost Alfred Manessier, a devenit un om credincios de o înaltă credință și catolică, bineînțeles, și cursul vieții sale s-a schimbat. Ei, această carte, de asta se numește Răspuns. Este un răspuns dat bunicii ei, străbunicii, care a scris și ea poezii, nu mai este printre noi, dar e și un răspuns al tuturor celor care s-au străduit pentru frumos și care nu mai sunt printre noi și care trăiesc prin dorul nostru, prin acest ceva care îl numim, putem numi dor, iubire, respect, amintire. Sunt mai multe acolo, dar nu putem fi fără rădăcini. Și asta este contribuția Andrei Fracase și știu că își iubește mult natura, părinții, nu? Din frumosul Tarcău provine. Și asta a fost principala contribuția ei la acest peisaj. Și îi mulțumesc autoare și sperăm să facem o adevărată lansare de carte la editura Crigarux când va fi gata, dar este o etapă importantă și noi am construit împreună un proiect pe care îl vom duce și mai departe. Și vă mulțumim și dumneavoastră și vă invităm la o binecuvântată șampanie, ce mai e pe acolo. Bine, vă mulțumim!